Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule Spirite al adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi și ne curățește pe noi de toată întinaria și mântuiește bunule sufletele noastre. Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Împărate Ceresc, Mângâietorule Spirite al adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi și ne curățește pe noi de toată întinaria și mântuiește bunule sufletele noastre. Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Împărate Ceresc, Mângâietorule Spirite al adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi și ne curățește pe noi de toată întinaria și mântuiește bunule sufletele noastre. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru Preafericitul Părintele nostru Arhiepiscopul Cardinal Lucian, pentru Preasfințitul Episcopul nostru Cristian și pentru cinstita preoțime întru Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru țara noastră, pentru orașul acesta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm. Pentru bună liniștea aerului, pentru înmulțirea roadelor pământului și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei care trudesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,
lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că ție ți se cuvine toată mărirea, cinstia și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne, dat-ai celor ce se tem de tine semn ca să fugă de la fața arcului. Suitul tău la înălțime, robit ai mulțime de rob. Dat-ai moștenire celor ce se tem de numele tău. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi, mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru, închina-ne vom în loc unde a stat picioarele Lui. Iar Dumnezeu Împăratul nostru, mai înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Înălțate voi într-un neamuri, înălțate voi pe pământ, mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe noi care scântăm ție, aliluia, mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și cuvintea lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupat din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, neschimbat întrupându-te și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, preamărit împreună cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire ți-nălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta și paște pe ei și ridică până în veac. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Biruință drept credincioșilor creștini asupra dușmanilor dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Binecuvântată este intrarea sfinților tăi totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept. Veniți-o. Mântuiește-ne pe noi, Fiul.
pe noi care cântăm ție. Aleluia! Să se veselească cele cerești și să se bucure cele pământești, că a făcut învingere cu brațul său Domnul, călcat acum moartea pe moarte, începătorul învierii morților s-a făcut. Din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi și a dat lumii mare îndurare. Morire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, și acum și întotdeauna și în vecii vecinilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință drept credincioșilor creștini asupra dușmanilor dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și Ție mărire ți-nălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Cruci tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă și Sfântă învierea Ta, o lăudăm și o mărim. Crucii Tale ne închinăm, Hristos, și Sfântă învierea Ta, o lăudăm și o mărim. Mărire Tatălui și Fiului și și acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Și Sfântă învierea Ta, o lăudăm și o
tale ne închinăm, Hristoase și Sfântă Învierea ta, o lăudăm și o murim. Să luăm aminte, pace și Spiritului Tău, mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Tău. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte. Înțelepciune. Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, având arhiereu mare care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea, că nu avem arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat. Să ne apropiem deci cu încredere de tronul Harului, ca să luăm milă și să aflăm har spre ajutor la timp potrivit. Căci orice arhiereu fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni spre cele către Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate să fie îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, de vreme ce și El este cuprins de slăbiciune. Din această pricină dator este precum pentru popor, așa și pentru sine să jertfească pentru păcate. Și nimeni nu-și ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu, precum și Aron. Așa și Hristos nu s-a preamărit pe sine însuși ca să se facă arhiereu, ci Cel ce a grăit către El, Fiul meu ești Tu, eu astăzi Te-am născut. În alt loc zice, Tu ești preot în vioc, după rânduiala lui Melchisedec, și Spiritului Tău. Aliluia, aliluia, aliluia. Adu-ți aminte de sfânlăcașul tău, pe care l-ai câștigat de la început. Aleluia, aleluia, aleluia. Dumnezeu împăratul nostru, înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Aleluia. Matei, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Zisa Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie.
Căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său îl va pierde, dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desprânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui Său cu sfinții îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat, adevărat vă spun vouă, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Iubiți credincioși, în drumul nostru spiritual spre patima, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, iată, suntem ajunși la cea de-a treia duminică, când Biserica ne propune să medităm asupra Sfintei Cruci. De fapt, titlul acestei duminici este acesta, Duminica Sfintei Cruci. Și spre deosebire de o altă sărbătoare împărătească, Înălțarea Sfintei Cruci, pe care o sărbătorim întotdeauna la 14 septembrie, duminica de la jumătatea postului mare ne invită să privim crucea și să considerăm crucea ca un instrument de mântuire pentru viața noastră, pentru viața noastră de creștini. Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi ne spune, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Va să zică, Evanghelia de astăzi, Mântuitorul în Evanghelia de astăzi ne face o invitație, o invitație care depășește granița aceasta doar de a privi crucea, de a venera crucea. Mântuitorul ne invită să ne apropiem de Sfânta Cruce, să luăm crucea și să îl urmăm pe El. Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine. Oare ce ar vrea să spună Mântuitorul prin aceste cuvinte? Lepădarea de sine nu este altceva decât renunțare. Renunțare la orgoliu, renunțare la ceea ce ne stă împotrivă în calea mântuirii, a lăsa în urmă cele care ne împiedică să îl întâlnim pe Dumnezeu. Renunțarea la sine însemnează faptul de a nu mai pune pe primul loc interesele proprii, ci voința lui Dumnezeu. Și Mântuitorul de aceea ne face această invitație să facem lucruri vrednice de mântuire în viața noastră, să facem un urcuș spiritual pentru ca mai apoi să putem beneficia de toate darurile și de toate harurile pe care El ni le pregătește. Mântuitorul are un plan cu fiecare dintre noi. Și nu ne îndoim de lucrul acesta. El cunoaște toate problemele vieții noastre, cunoaște toate piedicile vieții noastre, cunoaște toate acele încercări prin care viața ne pune față în față cu durerea, cu suferința și cu alte lucruri de genul acesta. De aceea,
Mântuitorul, atunci când se referă la lepădarea de sine, se referă și la iertare, se referă la compasiune, la milă, se referă la milostenie, la umilință, la o adâncă smerenie. Și ce este postul mare dacă nu umilință, dacă nu smerenie, dacă nu mortificare? Mântuitorul ne invită să facem acest parcurs urmându-L așa cum L-au urmat apostolii îndeaproape, așa cum L-au urmat oameni cu vieți de sfinți pe care ni-i-a lăsat Dumnezeu să ne fie pedagogi ai credinței. A-ți lua crucea însemnează a-L urma îndeaproape pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și în această perioadă, iubiți credincioși, ne aducem aminte de o rugăciune a Bisericii pe care adesea o facem, mai ales în postul mare, dar și în vinerile de peste an. Calea crucii, drumul crucii Mântuitorul Iisus Hristos, începând de la agonia sa în grădina Ghețimani și până la moartea lui pe cruce. Parcurgem cele 14 stări prin care ne este relatată întreaga suferință a Domnului Iisus Hristos. Și nu suntem nepăsători la suferințele Domnului, iar atunci când citim aceste stațiuni ale căii crucii, deseori pe obrazurile noastre, din ochii noștri, curg lacrimi. Lacrimi de durere pentru suferințele pe care Domnul Iisus Hristos le-a răbdat pentru fiecare dintre noi. Suntem oarecum mișcați sufletește de aceste dureri pe care Domnul Iisus le-a suportat din iubire pentru mântuirea noastră. Drumul crucii a fost un drum ales de bunăvoie de Domnul Iisus. Nu a fost constrâns să urmeze acest drum. El pentru aceasta s-a întrupat, a luat trup omenesc, tocmai pentru a se aduce pe sine de bunăvoie jertfă de răscumpărare pentru păcatele noastre. Și de aceea, atunci când ne rugăm calea crucii, avem și noi simțăminte vii, simțăminte de durere, alăturându-ne și noi alăturându-ne Sfântului Iosif, alăturându-ne apostolilor și tuturor femeilor evlavioase care L-au urmat îndeaproape pe Mântuitorul pe drumul crucii. Dar crucea se referă și la crucea vieții, a vieții noastre, la crucea vieții fiecăruia dintre noi, fiindcă fiecăruia i s-a dat o cruce pe care să o ducă. Și deseori crucea vieții o comparăm cu suferința, suferința care apare în viața noastră, cu durerile, cu încercările vieții. Dar crucea poate să fie orice zbucium sufletesc, pentru că deseori suntem bolnavi și trupește și sufletește. Și crucea vieții este tocmai această abandonare, luarea crucii și abandonare în grija Domnului. Mântuitorul așteaptă și ne așteaptă pe fiecare să îi aducem suferința pe care o purtăm, să o aducem și să-i o predăm Lui. Aceste situații de viață ne face să ne abandonăm în grija Mântuitorului.
Mântuitorul așteaptă să-i ducem așadar suferința, durerea, neputința, boala, osteniala și orice luptă pe care o avem, fie de ordin trupesc, fie de ordin sufletesc. Aducând la Hristos aceste greutăți ale crucii, le aducem celui care le poate vindeca, cel care poate reda sănătatea sufletească și trupească. Și avem atâtea exemple în Sfânta Evanghelie prin care Mântuitorul săvârșește minunea vindecării și sufletești și trupești. Ne aducem aminte de slăbănogul din Evanghelia de duminica trecută, când Mântuitorul i-a redat sănătatea sufletească și trupească. Deseori cerem lucruri bune pentru viața aceasta pământească, însă Mântuitorul cunoaște cel mai bine ce daruri folositoare avem nevoie, de ce daruri avem nevoie în drumul acesta al vieții noastre și în drumul credinței noastre. De aceea, El ne spune mereu, mereu, veniți la mine cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihna sufletelor voastre. Prin aceste cuvinte ale Mântuitorului înțelegem, iubiți credincioși, că Dumnezeu nu vrea ca bolile, suferințele, eșecurile vieții să ne depărteze de El, ci să fim strânși uniți cu El. Și atunci când ne aflăm în situații de criză, în situații de durere, parcă suntem mai aproape de Dumnezeu. De aceea să aducem Mântuitorului toată povara pe care o purtăm, povară sufletească sau trupească, și să o punem la picioarele crucii. Evanghelia de astăzi ne mai subliniază faptul că nu suntem singuri în tot acest drum al suferinței. Îl avem pe Domnul Iisus Hristos cu noi. Și subliniază Mântuitorul, cel ce va voi să-și mântuiască sufletul său îl va pierde, dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Este adevărat că trăim într-o lume în care ni se prezintă mai pronunțat iubirea de sine decât lepădarea de sine. Mai multă ambiție, mai mult orgoliu decât umilință. Și prin aceste lucruri nu ne putem mântui sufletul. Sunt forme de cunoaștere și întreaga învățătură a Bisericii ne descoperă acest lucru, că doar atunci când îl urmăm îndeaproape pe Mântuitorul Iisus Hristos, atunci descoperim în viața noastră darurile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat și darul pe care le-am avut în interiorul nostru, în viața noastră de credință, dar pe care poate nu le-am știut căuta, așa cum spunea și Sfântul Augustin, Te-am căutat, Doamne, dar nu știam că Tu ești în mine. Dumnezeu caută la inima omului și să fim convinși de acest lucru, fiindcă ne cunoaște inima fiecăruia, ne cunoaște stările noastre, chiar și atunci când suntem împovărați. De aceea, în această perioadă, în urcușul spiritual, este recomandat să ne facem un examen de conștiință amănunțit, să nu amânăm clipa împăcării noastre cu Dumnezeu. În fața noastră stă crucea. Crucea este semnul de iubire a lui Dumnezeu, marele plus de iubire a lui Dumnezeu.
Într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său unul născut l-a dat, ca cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să privim crucea, iubiți credincioși, să privim plusul de iubire a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și să vedem în cruce oglindită mântuirea noastră. Să facem fapte vrednice de pocăință în această perioadă, să ne apropiem de Sfintele Taine, să-L avem pe Hristos locuind în sufletele noastre, prin taina Sfintei Euharistii și în felul acesta să ne ducem și noi crucea de fiecare zi, împovărați, dar știind că la capătul drumului ne așteaptă Dumnezeu. Să avem această certitudine și această bucurie, iar orice prilej de suferință să fie într-adevăr un prilej prin care să ne câștigăm mântuirea, să câștigăm harurile necesare vieții noastre de credință. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, îndură-te spre noi! Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și te îndură spre noi! Doamne, îndură-te spre noi! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și te îndură spre noi! Doamne, îndură-te spre noi! Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru Preafericitul Părintele nostru Arhiepiscopul Cardinal Lucian, pentru Preasfințitul Episcopul nostru Cristian și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, îndură-te spre noi! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a servilor lui Dumnezeu, a fraților Sfintei Bisericii acesteia. Doamne, îndură-te spre noi! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții, ctitorii Sfintei Bisericii acesteia, pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții și frații noștri drept credincioși, care într-o cucernicie odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, îndură-te spre noi! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în Sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce trudesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă de față și așteaptă de la Tine mare și multă milă. Doamne, îndură-te spre noi! Ca niște robi nevrednici cădem către Tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi, Margareta, Radu cu familia și Mihaela, Petru, Violeta, Alexandru, Bogdana, Teodora, Ava și Maria, Virica cu familia, Oana, Delia, Ruxandra, Mihaela, Ioana și Dan, Alexandru, Ana, Florin și Sanda, Vlad, Elisa, Cristian, Monica, Gheorghe și Simina, Cornelia, Silvestru, Ioan, Patricia, Maria, Corina, Maria, Bogdan, Alexandru, Cristian, Ioan și Cornel, Antonio, Diana, Agata, Greta, Mihail, Cristiana, Cristian, Radu, Mihaela și Maria, Ana, Ioan, Dorina, Cristina, Ioan, Vladimir, Ioan, Radu și Lavinia, Ioan, Alexandra și Ramona, Andrei, Eva și Aurel, Alexandru, Lina, Viorica, Georgiana, Alexandru, Marian, Cătălina, Cătălin, Cristian, Melinda, Matilda, Mădălina, Cecilia, Daria, Natalia, Sonia și Antonia, Petru cu familia, Irina, Liviu, Naomi, Mădălina, Larisa, Diana, Gheorghe și Maria, Alexandru, Marcela, Alexandru, Ana, Marc și Ilelia, Maria, Antonia, Ionel, Cornel și Elisabeta, Angela, Constantin, Claudiu și Maria, Gheorghe, Natalia, Octavian, Sofia,
Roxana, Marian, Iliana, Gheorghe și Ana, Diacon Mihai, Doina, Cristina, Cecilia, Sebastian, Nicușor, Larisa și Roni, Silvia, Adriana, Andrei, Dan, Georgiana, Maria și Mariana, Login, Mariana, Monica, Login, Emanuel, Monica, Emanuela, Maria, Adela, Vasile și Aurica, Astrid, Corina și Tibi, și toată dorința și cererea lor fost să fie după voia Ta, că numai Tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi. Ne rugăm Ție, auzi-ne și Te îndură spre noi. Doamne, îndură-Te spre noi. Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletului și ale trupului, robilor Tăi, frații noștri bolnavi, Radu, Emil, Ioan, Nicolae, Septimia și Florica, Maria, Monica, Terezia, Eugenia și Cornel, Ioan, Gheorghe, Adrian și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabi ridică din patul durerii, ne rugăm Ție, auzi-ne și Te îndură spre noi. Doamne, îndură-Te spre noi. Cel ce cu atingerea Ta ai vindecat pe soacra lui Petru, fiind aprinsă de friguri și acum pe robii Tăi, vindecă-i de grab, dăruindu-le lor sănătate cu din adinsul, ne rugăm izvorul al vindecărilor, auzi-ne și Te îndură spre noi. Doamne, îndură-Te spre noi. Încă ne rugăm și pentru odihna sufletelor adormiților, servei lui Dumnezeu, Onichie, preot Ștefan, Cornelia și Virgil, Mircea, Dorin, Zosim, Matei, Versavia și Ioan, Ioan, Dumitru și Ioan, Petru, Ioan, Ana, Nicolae și Virginia, Vasile, Victoria, Anuța, Victoria, Constantin, Anica, Zaharie, Maria, Maria, Traian, Teodor, Maria, Vasile, Teodor și Anica, Adriana și Vasile, Aneta, preot Ioan, Maria, preot Alexandru, Maria, Alexandru, Ivon, Augustin, Maria, Felicia, Eugen, Laurian, Patricia, Stefan, Rodica, Dan și Mioara, Mimi și Nelu, Vasile, Vasile, Nicolae, Ancuța, Nicolae, Maria, George și Elisabeta, Niculina, Floarea, Maria, Nica, Ion, Nicolae și Carolina, Nicolae, Ioan, Ioan, Ana, Ana, Nicolae, Nicolae, Vasile, Elena, Gheorghe și Chiva, Cornel, Marta, Victor, Amalia, Ilarie, Trenca, Mihai, Mihai, Cornel, Eugenia, Liviu, Mărioara, Silvia, Iancu, Eleonora și Aurel, Ioan, Maria, Augustin, Maria, Alexandru, Victoria, Ana, Lucreția și Doina, Ana, Nicolae, Elisabeta și Claudiu, Maria, Ioan, Liviu și Luca, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde cei drepți se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere. De Doamne, Domnului să ne că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire ți-nălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-Te spre noi. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, îndură-Te spre noi. Înțelepciune, ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție mărire să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
Papa Francisc, pe prea fericitul părintele nostru, arhiepiscopul cardinal Lucian, pe prea sfințitul episcopul nostru Cristian, tot cinul preoțesc și călugăresc, Domnul Dumnezeu să-i pomeniască într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pe cei ce au adus și pe cei pentru care s-au adus aceste cinstite daruri, pe toți cei ce s-au încredințat rugăciunilor noastre și pe cei ce sunt cuprinși în intenția acestei sfinte liturghii, Domnul Dumnezeu să-i pomeniască într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pe toți cei bolnavi, singuri și părăsiți, Domnul Dumnezeu să-i pomeniască într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pe toți cei adormiți într-o nădejde a învierii, pe cei din familiile noastre, pe cei pentru care nimeni nu se mai roagă, pe toți mărturisitorii credinței și pe toți eroii neamului, Domnul Dumnezeu să-i pomeniască într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pe ctitorii și binefăcătorii Sfintei Bisericii acesteia și pe voi, pe toți, drept credincioșilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomeniască într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Să plinim rugăciunile noastre Domnului. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, îndură-te spre noi. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai zidit și ne-ai adus într-o această viață, care ne-ai arătat căile mântuirii, care ne-ai dăruit descoperirea tainelor cerești și într-o puterea Spiritului Tău Sfânt ne-ai rânduit la slujirea aceasta, binevoiește, dar, Doamne, să fim noi servitori ai legii Tale celei noi, slujitori ai Sfintelor Tale taine, primește-ne pe noi, cei ce ne apropiem de Sfântul Tău altar după bogăția milei Tale, ca să fim vrednici a-ți aduce această jertfă cuvântătoare și nesângeroasă,
pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului, pe aceasta primind-o în sfântul și mai presus de ceruri și spiritualul tău altar, într-un miros de bună miriasmă spirituală, trimite-ne nouă harul sfântului tău spirit, caută spre noi, Dumnezeule, și vezi această închinare a noastră și o primește, precum ai primit darurile lui Abel, jertfele lui Noe, ardele de tot al lui Avram, cele preoțești ale lui Moise și Aron, cele de pace al lui Samuil, precum ai primit de la sfinții tăi această închinare adevărată, așa primește și din mâinile noastre ale păcătoșilor darurile tale întru bunătatea ta, Doamne, ca învrednicit fiind a sluji fără prihană la sfântul tău altar să aflăm plata credincioșilor și înțelepților dregători în ziua înfricoșătoare a răsplătirii tale celei drepte. Ziua toată, desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcate, înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre de la Domnul să cerem. Dă-ne, Doamne, milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Dă-ne, Doamne, cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință a osăvârși sfârșit creștinesc vieții noastre fără pătimire, neînfruntat, cu pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem. Doamne, de pia sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dă. Ție, Doamne, îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace și Spiritului Tău, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl și Hristos în mijlocul nostru, este și va fi, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Spiritul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, catolică și apostolică, biserică, mărturisesc cum botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă cu pace o aduce. Darul păcii, jertfa la Sfântului Spirit să fie cu voi, cu toți. Și cu Spiritul tău. Sus să avem inimile. Avem către Domnul. Să mulțumim Domnului. Cu vrednicie și cu dreptate.
tine, de pentru că pe tine te laudă îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile și heruvimii cei cu ochi mulți. Împrejurul tău stau serafimii, fiecare având șase aripi, cu două își acoperă fețele și cu două picioarele și cu două zburând, strigă unul către altul cu glasuri neobosite, cu neîncetate cuvântări de preamărire. Cântarea de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaoth, putință să fie ținut sub stricăciune stăpânul vieții, s-a făcut început al celor adormiți, cel întâi născut din morți, ca să fie el însuși începătorul la toate, întru toate. Și înălțându-se la ceruri, s-a așezat de-a dreapta măririi tale într-o înălțime, el va și veni să răsplătească fiecăruia după faptele lui. Iar nouă ne-a lăsat ca aducerea minte de patima sa mântuitoare aceste daruri pe care le-am pus înainte după poruncile lui, pentru că, urmând să meargă la moartea sa de bunăvoie și pururea pomenită și de viață făcătoare, în noaptea întru care s-a dat pe sine însuși pentru viața lumii, luând pâine în spintele și preacuratele sale mâini și arătându-o ție Dumnezeu Tatăl, mulțumind, binecuvântând, sfințind, frângând, data sfinților săi, învățăcei și apostoli, zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu, care pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea și potirul din rodul viței luând, amestecând, mulțumind, binecuvântând, sfințind, data sfinților săi, învățăcei și apostoli, zicând:
beți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta să o faceți într-o pomenirea mea, că de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea mea o vestiți, învierea mea o mărturisiți, aducându-ne așadar aminte și noi, Stăpâne, de pătimirea mântuitoare, de crucea făcătoare de viață, de îngroparea de trei zile, de învierea din morți, de înălțarea la cerul, de șterea de-a dreapta Ta, Dumnezeule Tată, și de preamărita și înfricoșătoarea Lui a doua venire. Ale Tale, dintr-o ale Tale, Ție ți-aducem de toate și pentru toate. Pe toți care dintr-o pâine și dintr-un potir ne împărtășim, să ne unești unul cu altul într-o împărtășire a aceluiași Sfânt Spirit și să nu îngădui ca vreunul din noi să se cumince spre judecată sau spre osândă cu Sfântul Trup și Sânge al Hristosului Tău, ci să aflăm milă și har împreună cu toți Sfinții care din viac bine ți-au plăcut, cu strămoșii, părinții, patriarhii, prorocii, apostolii, propovăduitorii, evangheliștii, mucenicii, mărturisitorii, învățătorii și cu tot sufletul drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales cu prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioara Maria. De tine se Dumnezeul nostru.
și pântecele tău mai lărgi decât cerurile la lucrat de tine se bucură ceea ce ești plină de dar toată făptura morire ție. Întâi pomenește, Doamne, pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pe Preafericitul Părintele nostru Arhiepiscopul Cardinal Lucian, pe Preasfințitul Episcopul nostru Cristian, pe care dăruiește-i Sfintelor tale biserici, în pace întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și pe toți, și pe toate, pe arătătorul celor cerești, pe sfernicul Domnului Hristos, pe cel luminat, pe cel din Cezarea, cea din Capadocia, pe marele Vasile cu toții să-l cu o gură și cu o inimă a preamării și a cânta, prea cinstitul și de mare cuviință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Și să fie mila Marelui Dumnezeu și Mântuitor al nostru, Iisus Hristos, cu voi, și cu Spiritul Tău. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit în Sfântul și Cel mai presus de ceruri și înțelegătorul Său altar, într-un miros de bună miriasmă spirituală, să ne trimită nouă dumnezeiasca milă și darul Sfântului Spirit să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, îndură-te spre noi. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne. Și ne învrednicește, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeule Ceresc, Tată, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace și Spiritul ție, Doamne, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unui a născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Ia-mi te, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeul curat trupul și cinstit sângele Tău și prin noi tot poporului Tău. Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Să luăm aminte.
numele Sfinților. Unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, într-o mărirea Lui Dumnezeu, Tatăl. Amin. Lăudați pe Domnul din ceruri, ție se cuvine cântare, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuși prea curat trupul Tău și însuși prea cinstit sângele Tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucru, cu știința și cu neștiința. Și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, primește-mă, că nu voi spune dușmanilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca și Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și al trupului meu. Amin. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și să trebuie purtată.
Atins buzele noastre și va șterge fără de legile noastre, iar de păcatele noastre ne va curăți. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Văzutăm lumina cea și cu sfintele cele fără de moarte, cu prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne într-o sfințenia ta toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia! Drepți împărtășindu-ne cu dumnezeieștile sfintele preacuratele cele fără de moarte, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, îndură-te spre noi! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, îndură-te spre noi! Ziua toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcate cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu s-o dăm. Ție, Doamne, că Tu ești sfințirea noastră și Ție mărireți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim pentru numele Domnului. Să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Cel ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale în pace o păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace dăruiește lumii Tale, bisericilor Tale, preoților și tot poporului Tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este coborând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție mărire și mulțumire și închinăciune ți-nălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te
spre noi. Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, care le-ai dăruit fericiților episcop martiri Valeriu Traian, Vasile, Ioan, Tidliviu, Ioan, Alexandru și Iuliu, puterea să mărturisească prezența vie a iubirii tale în timpul prigoanei împotriva credinței, prin mijlocirea lor dăruiește-ne harul pe care îl dorim. Că ție ți se cuvine a ne mântui pe noi și ție măriți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl îndurărilor și Părinte a toată mângâierea, Tu l-ai chemat pe fratele Mihai să fie semn al milostivirii tale în Biserica Greco-Catolică din România. Prin viața sa dăruită ție ne-a învățat că suntem născuți din nimic, dar suntem meniți să împărățim veșnic împreună cu Hristos. Trimite-ne, Doamne, vindecarea sufletelor și a trupurilor noastre, precum și harul pe care ți-l cerem acum prin mijlocirea fratelui Mihai, nădăjduind prin bunătatea ta că el va fi ridicat în curând la cinstea altarelor, că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție mărire ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă-ne păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că L-ai născut pe Hristos, pe Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ora morții noastre. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântarea Domnului să vină peste noi cu al Său har și cu Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, într-o numele Domnului Părinte, binecuvântează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți-ne, amure și